În cadrul unei conferințe de presă, primarul municipiului Giurgiu, Nicolae Barbu, a făcut precizări cu privire la proiectele de investiții care vor fi realizate, unele în continuare și altele luate de la zero, în anul 2018. Edilul șef a declarat că în primăvara anului 2018, cel târziu în luna martie, se va finaliza investiția începută prin CNI, bazinul de înot didactic. Blocul de locuințe sociale s-a rezolvat, cele de 20 de locuințe sociale, cele 70 de locuințe locative din Tineretului s-a finalizat și acela. La zona sistematizare, ansamblu Negru Vodă, 240 garsoniere, este finalizat 100%, inclusiv monitorizarea video și sistemul de aspersoare pentru irigarea zonelor și spațiilor verzi. În zona Cărămidarii Vechi, Clopotari, Negru Vodă, suntem la un nivel de 45% rezolvare și el a fost tot proiect multianual, deci finalizăm ceea ce ne-am propus anul acesta și intrăm în anul viitor. ADPP-ul a realizat lucrări de reparații, investiții mici, trotuare și tot ce mai au, aproape 20 de miliarde de bani vechi. Care vor mai fi investițiile ce vor demara în anul 2018? Ei bine, iată o listă a acestora, cu specificația că lista ar putea fi completată și cu alte proiecte depuse de municipalitate în cadrul unor programe cu finanțare europeană și care acum se află în etapa de evaluare.